Spital Județean de Urgență Mavromati Botoșani angajează personal fără concurs în contextul pandemiei COVID-19. Este vorba despre 32 de posturi, dintre care 14 sunt de asistent medical debutant. Data limită pentru depunerea dosarelor a fost 14 octombrie, iar după selecția dosarelor va avea loc interviul. 6 posturi sunt la ATI, 3 posturi la medicină internă și alte 3 posturi la compartimentul endocrinologie. De asemenea, alte 2 posturi sunt de asistent medical de laborator debutant, 10 posturi de infirmier debutant, 3 posturi de îngrijitoare, 2 de brancardier și 1 post de agent DDD.